Te lo moto vloggeri. Poc, poc. Poc, poc. Poc, poc. Nu filmezi aia. Dă-mi cu pumnul. Nu filmezi. Filmez, ba da, filmez. Ba da, poc, poc. Coaie. Haide, coaie! Haide! Haide, haide, hai, pop, pop! Hai, pop, pop, hai! Hai, mai, dacă-i fragilă! O geacă, husă nouă, cum mi-a luat husă, și de selereu. Da? Tara! E văzut de tine! Și mie de tine! Ha, ha, ha! Mă stres! Mulțumesc frumos. Oh, mulțumesc. A venit Verica, fratele Verica. Fratele Verica, a venit fratele Verica. Hello motovlogger. Hello motovlogger. Eu filmez, tu filmezi? Nu filmez. Nu ești din aceeași categorie cu mine atunci. Nu suntem în aceeași categorie să fiară. Du-te. $122,700. Oh, e grup. Ești prost? S-a oprit, mă! Fix la ieșire, Ndenei, s-a mort tu? Nu știu! Ia mai de la altă. Eu fi rămas pe-n carburator, ce a fost, mă? Ai pus tu mâna, a? Salut, salut, salutate! Salut, salut, scuza mafia! Poc, poc! Ciprian ține banda de stânga. E un tip care stă pe banda din stânga, că știe că mai încolo se îngustează și atunci trebuie să avem blocat în spate ca să putem să ne dăm pe banda de stânga. Uite cum stau să fure, uite cum stau la furat, uite cum stau ei la furat. Destul de liber pentru o zi de sâmbătă de după carantină, foarte liber. Mă așteptam să fie bară la bară pe aici, dar nu cred că au plecat oamenii în drumeție. Ele, mă, ele, poc, poc, cu adevărat, ele, ele. Mi-era dor să mă plimb cu ei. Ia uite, în orice benzinărie, motociclet. Bă, dar ești frumos rău! Ești frumos rău! It was at this moment that he knew. He fucked up. A, mulțumesc, mulțumesc! M-a rușinat și eu. Te dai în barj, mă, nebunule. Ce tâmpit! Ce tâmpit! Mor! Mor! Uită-te la Ciprian, mă, tâmpit e! O, Doamne! Doamne, ce frumos e! Prea frumoase curbele astea! Prea frumoase! Bă, dar eu mai am pasager! Ești aici, ești aici, e bine. Îi dau ușor pe aici, că nu știu drumul. Voi poate ați mai mers, dar e prima dată când merg pe Transbucici. Drumuri frumoase prin România. Nu mă așteptam să fie atât de liber. Bine, acolo sunt nori, sper să nu plouă. Asta e tot ce-mi doresc. Să putem să ne dăm și noi frumos pe curbe, să vedem peisaje frumoase. Tot ceea ce-mi doresc este să văd peisaj frumos. Să mă țină bateria la cameră, că nu mi-am luat alte baterii la mine.
măcar până în vârf, vreo 25 de minute, măcar atâta. Ia uite, cât mai răsare cât un călător așa dintr-o groapă. Ce înseamnă carantina, mă, băiatule? Mor. Curbă după curbă după curbă după curba. Curba mea în seara asta. Să ne aplecăm ca doi nebuni. Avem bobițe pe asfalt. Nu știu, hai că pe la asta n-am mai găsit rimă, gata, nu mai las. În fiecare episod am cântat câte un cântec. Acum n-am mai mers, dar las că încerc eu. Până la sfârșit mai fac unul, nu e nicio problemă. Valea dorului, că dor mi-a fost de tine. Valea părului, că păr mi-a fost de tine. Ia, are codițe. Avea codițe. Doamne, ce frumos și ce dor îmi era. După atâta carantină, după iarnă, după primul, după sezon. După sezon să mă plimb, să mă... Ce-mi place, mai ales că mă plimb și cu poc-poc. Abia așteptam, abia așteptam. Copil, copil, copil. Sunt un copil, copil, copil. Sunt un copil copac. Cum era Minecraft, copii copaci MC. Asta pentru cine se joacă Minecraft. Sunt în natură, sunt în frumos. Oameni buni, asta trebuie să apreciem noi cel mai mult. Trebuie să apreciem natura. De ce trebuie să apreciem natura? Pentru că dacă nu apreciem natura, nici ea nu ne apreciază pe noi. Iar dacă noi apreciem natura, ea ne dă ce este cel mai bun. Sănătate, pentru că ea depinde sănătatea noastră. Și într-adevăr ați văzut ce s-a întâmplat și cu COVID-ul și cu toate astea. Tot din natură a venit. Că până la urmă și animalele tot din natură fac parte. Asta vreau eu să spun. Să avem grijă și nu în primul rând de noi, cât în primul rând de natură. Pentru că de ea depindem noi și atunci trebuie să ne și educăm pentru a face bine naturii, pentru că ea ne face bine nouă. Și uitați, oameni buni, n-a intrat atât de mult omul în pădurea asta de aici, în locurile astea, în Sinaia, în zonele astea. Au intrat în alte părți și, într-adevăr, uite, se vede, e un alt fel de aer aici, e... umbră, e frumos, e un drum de care poți să te bucuri și un peisaj de neuitat. De asta spun, cu orice chestie, nu neapărat că vii la munte și strângi după tine, ok, că dacă ai grijă în oraș, inclusiv aerul din oraș se va schimba. Exact ce vorbeam. Au început și pe aici exploatări, din păcate. Exact ce vorbeam, uitați-vă, exact ce vorbeam. Uite, copaci tăiați și mai devreme la fel. De asta trebuie să avem noi grijă, pentru că uite cât de rarifiată s-a făcut. Începe peisajul, începe peisajul frumos. Începe să se vadă lumea de sus. Cum să cânți, bă, așa? Să cânți, dar boule așa, dar prostule. O, Doamne, cum se vede. O, Doamne, cum se vede. O, Doamne. O, văz numai cerul. Păi am băgat-o într-a întâia, dar nu vrea să intre. Gata, hai. Mă dai eu jos și după aia tu, da? Ca de obicei. O, Doamne. Nu știu. Nu știu de unde. Scuze! Gata, uite așa, asta trage. Și acum ți-o le dai tu jos. Manu, 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 Manu! Stai, că mă rupi. Mi-a intrat o muscă în ochi. Ieși, gângani, am văzut-o. Era în cască. Nu. Vai de... cum a trecut.